când problemele devin imposibile și nu se mai poate face nimic, există doar un singur loc unde se poate merge. Sinai, muntele imposibilului. Cum vă numiți? Mirica Aurora. Care problema a fost? Au fost multe probleme, părinte, dar pot să spun că vin la această biserică de 10 ani, unde viața mea era, cum se spune termenul, distrusă, și aici am înțeles pas cu pas de la început, am devenit zeciuitoare, am ascultat toate sfaturile dumneavoastră și am trecut printr-un filtru foarte greu. Deci după ce am cucerit, deci vin aici de 10 ani. În fiecare an am făcut sacrificiu de două ori, dar acum 2 ani Dumnezeu a arătat puterea Lui în toată slava Lui. Deci am fost pe patul de moarte. Cine? Eu. Dumneavoastră? Da, la spitalul. Pe patul de moarte? Da, da, nu spun, părintele Alin. Ce ați avut? Deci am avut peritonită, șoc septic și stop respirator. Și când domnul doctor de la Floreasca i-a spus soțului meu că a făcut tot ce e posibil pentru mine, dar că nu mai am nicio șansă, a venit părintele Alin și a cerut voie ca să îmi facă o rugăciune. Eu nu știu, eu vă povestesc doar ce mi-a spus părintele. Erați în comă? Da. Deci în 24 martie până pe 1 aprilie. Și când părintele Alin a venit și mi-a făcut rugăciunea, eu m-am trezit ca și cum am fost după o noapte dormită. Am deschis ochii, da, și atunci m-am comportat normal. Adică pe toți am recunoscut din familie, nu a fost nicio problemă, și atunci părintele Alin mi-a spus o singură vorbă care este pentru mine mentorul meu. Ați văzut, doamna Aurora, dacă plecați și plecați nemântuită? Acest lucru a fost pentru mine cuvântul care a pus bazele unei noi vieți. Deci eu astăzi sunt datorită lui Dumnezeu, datorită dumneavoastră, tuturor care aici ați făcut foarte multe pentru mine și familia mea, inclusiv acest lucru în care Dumnezeu mi-a dat o viață nouă. Și dumneavoastră ați sacrificat și sacrificați de două ori pe an. De fiecare dată, de când eu am cunoscut această biserică. Niciodată nu ați lăsat. Nu am lăsat. Deci Dumnezeu mi-a dat cuceriri. Dar, întrebare, de ce dumneavoastră în fiecare an de două ori sacrificați? Pentru că eu vreau o viață binecuvântată, tot mai mult. Și pot să spun lucruri foarte frumoase. În primul rând mi-a mărit familia, am două nepoțele gemene de la băiatul meu cel mare care s-a căsătorit. De fiecare dată obțin o nouă cucerire. Spre exemplu, acum un an a fost alta și mai frumoasă, în care eu mi-am dorit, băiatul meu cel mic este plecat în Chicago și mi-am dorit ca să ne revedem. Și nu exista nicio posibilitate. Am venit aici, am făcut sacrificiu în decembrie, ca acum, și l-am rugat pe Dumnezeu să găsească o modalitate ca noi să putem să ne întâlnim. La nicio lună, fiul meu din America, deci ne-a sunat, ne-a trimis să ne plătim dările pentru a participa la viza pentru America, dar nu numai noi, și părinții norei mele. Și acolo, toți patru am obținut viză și în vara aceasta am fost în vizită toți patru la băiatul meu. Atunci sacrificați, dar Dumnezeu, El nu vă las, El mereu vă binecuvântează. Eu știu sigur că de fiecare dată îmi răspunde și îmi răspunde cât se poate de repede. Ați spus și despre problema în familie care a fost și ați sacrificat? Da, deci am pornit din faptul că băiatul meu cel mic, cel care este în America, nu se înțelegea de niciun fel cu tatăl lui, adică nu asculta. Și Dumnezeu, de acolo am pornit eu sacrificiul meu în această catedrală. Și când eu am văzut că Dumnezeu mi-a răspuns imediat, astăzi ei sunt cei mai buni prieteni. Deci, vă dați seama de la o stare, deci el era nonconformist, el niciodată nu asculta, nu puteam să ne înțelegem cu el. Și astăzi suntem foarte buni prieteni. E bine. Special tatăl. Și în sens economic, cum este? În sens economic, lupta continuă, pentru că tot timpul sunt probleme.
Nu putem să le rezolvăm pe toate odată, dar atâta timp cât eu am devenit zeciuitoare și eu am devenit copilul lui Dumnezeu și am înțeles că El se ocupă de viața mea, eu nu stau să mă preocup de lucrul acesta, pentru că știu sigur că Dumnezeu ne va ajuta în toate ariile vieții. Și vă sigur. Merită. Deci vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce faceți și ați făcut pentru mine. Cine a schimbat tot? Domnul Iisus Hristos. Amin, aplaudați pe Iisus Hristos. Acolo. Stinge lumina aceasta și aceasta. Vedeți acolo. Dansă. Erați dumneavoastră? Da, da, deci eu acolo nu eram trezită, chiar dacă sunt cu ochii deschiși. Deci, erați trezit. Nu, deci după ce a făcut Părintele Alin rugăciunea, sau poate că chiar atunci, uite, e Părintele Alin acolo. Deci eu până atunci eu nu știu nimic. Și dumneavoastră, prin credință, v-ați vindecat. Da, ăsta este. Deci soțul meu a spus că el nu a crezut, dar că prin credința mea Dumnezeu a făcut posibil acest lucru. Sunteți o dovadă vie. Eu sunt o dovadă vie. Deci Dumnezeu să fie slăvit și glorificat totdeauna sau permanent. Amin. Așa să fie, aplaudați pe Iisus Hristos. Amin. Vă mulțumesc. Mai multe binecuvântări vor veni. Așa să fie. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aplaudați pe Iisus Hristos. Sinai, muntele imposibilului.